Salutare și bine ați venit la un nou episod de bani și sfaturi despre bani. PC, îi dăm drumul la treabă. Astăzi sfaturi despre cardul de credit. Sau dacă vreți așa, momentele alea penibile în care trebuie să plătești ceva și tu ai la tine în portofel doar o anumită sumă, care e tot timpul mai mică decât aia care trebuie să o dai. Și fiți atenți, acum câteva săptămâni mă sună un prieten de-al meu care îmi zice: Bobo, am să-ți dau 4 scrumbii. 4 a zis, nu mai multe, dar alea bune de la Giurgeni să le mănânci tu cu familia ta, că noi suntem 4. N-am apucat să închid telefonul, nici ăla să vină cu scrumbiile, că mi-ce frate mi-am auzit că ți-au ce Sorin niște scrumbii. Vin și eu pe la tine. Păi vino, pot să vin și eu cu nevastă mea și cu fiul meu, dar ia-i și pe ei. Dar mama și tata pot să vină și ei, să vină și mama și tata. Păi sunt la fin, păi să vină cu finii, doar nu-i lasă pe ea singuri. Ce noroc pe noi că fie Salufinu a venit din Germania cu noul ei iubit și nu vorbește nici română, nici italiană, nici engleză, nici altă limbă, doar germană. Să vezi un șpanșpil, țunguri, șfinte despre scrumbia aia. Ceva frumos a ieșit. Nevastă mea a sunat-o pe soru, s-a venit cu cumnatul meu, cumnatul meu a luat și copiii, că trebuia să vină și copiii, că erau mâncat niciodată scrumbie. Ne-am strâns undeva la 18 sau 24 sau 26, nu mai contează că au venit și doi vecini după scară. Mama, am zis, la fix 4 scrumbii, cum să ne împărțim noi? Am luat rigla să le măsori. Fiecăruia îi venea undeva la 1 cm și 8 în fine. Am zis, bă, știi ceva, o reglez din băutură. M-am dus frumos repede la magazin, la market. Am zis, iau băutură multă, că dacă le dau să bea, nu mai pot să mai mănânci. E, ideea e că am pus în coș, am pus, când am ajuns la casa de marcat, în ce doamna aia, 2400 de lei. Eu aveam la mine fix 800. 800 de lei. Mă, când am auzit 2400, am trecut peste două preinfarturi și după aia am întrebat, cât? Aia zis, 2400, ia. Cât? Am întrebat eu a doua oară. 2400. Normal, am început să mă scot. Am zis, lei vechi sau lei noi? Parcă ar fi contat. Nimic, doamna, tot 2400. E, aici am zis că o fac pe aia. Mi-a lăsat o lacrimă de actor și a zis, doamne, știți că e parastasul? Și doamna zice, da, da, știți că nu e. E, în momentul ăla sună telefonul. Era frate meu care ce ia întreabă, sifon, sifon au? Că am lădat, sifon, sifon aveți? Și doamna zice, la mine, ce v-a sunat mortul? Da, el era mortul. E, în momentul ăla am zis, ce e de făcut? Să fur? Mă dă la televizor! Norocul meu, că scop portofelul și când mă uit, cardul de credit de la BCR. Hai de mine, zic, ia uite mă, nu l-am folosit niciodată, pentru asta e el. Am plătit frumos cu cardul de la BCR, m-am dus frumos acasă, s-a mâncat, s-a băut, s-a chiuit, ce să mai, s-a dansat, a fost frumos. A doua zi m-am dus să verific soldul, ce credeți? BCR-ul, nu că mi-a luat bani. Mi-a dat încă 300 de lei. Pentru că ce se întâmplă? Card de credit îți dă bani înapoi. Bine, o întreagă tehnologie. Trebuie să știți voi instrucțiunile de pe spate. Sau vă zic ei acolo la bancă. Dar vreau să vă zic că m-a salvat și m-a scos din situație. Dacă și voi ați trecut prin genul ăsta de situație, vi s-a întâmplat vreodată genul ăsta de în care trebuia să dați mai mulți bani decât vă închipuiați voi că trebuie să dați, spuneți-mi cum ați ieșit din situație. Și cea mai funny poveste, câștigă o excursie cu mine la campionatul de fotbal din Aruba din 2036. Până atunci, vă las cu un proverb armânesc care spune în felul următor: banul se rostogolește până se oprește la un stăpân. Dacă nici ăsta nu-i proverb mecher, pe cum să vă spun eu, mie mi-a dat și o lacrimă. Vă las până data viitoare cu multă sănătate și v-am pupat pe portofele. Al vostru sfătuitor de viață și de bani și de financiar și de treacu' să mă iei.